A fost o experiență foarte grea pentru mine, o experiență care practic mi-a marcat existența în viața profesională. Sunt printre puținele zile despre care mi-aduc aminte și acum. Fiecare minut, fiecare secundă mi-au rămas în minte. O experiență destul de dură pentru un medic care practic până atunci nu mai m-am întâlnit cu asemenea cazuri. Am fost sunată de către un chirurg și am fost rugată, te rog frumos, coboară acum, urgent, în UPU. Am fost șocată, practic, de regulă mă sună UPU să cobor. Da? Deci m-a sunat un chirurg impresionat. Bine, urma să mă sune și medicul din UPU. Foarte impresionat de ce a văzut. Coboară urgent. Am coborât acolo, imediat pe scări și nici n-am intrat bine în camera de gardă. Când imediat au început să intre târgile cu pacienții, am rămas, nu pot să vă spun ce am simțit în suflet atunci. I-am mucit toată noaptea, ce să vă spun, a fost groaznic. N-am putut să mă recuperez. Cred că au trebuit să treacă 3 zile ca să pot să-mi revin. Și șocul m-a urmărit, vă spun, aveam mirosul de fum care mi-a persistat câteva zile bune, dacă nu săptămâni. Și imaginea lor. Când ați aflat despre incendiu, ați aflat de la televizor sau ați aflat direct? Nu, eram, tocmai făcusem cafea pentru a doua zi și mă pregăteam așa, încet să mă retrag. Și în momentul ăla am bătut la ușă și mi-a zis, doctor, e accident colectiv. Am făcut 3 pași până la cafea, în momentul ăla am și auzit ambulanțele. Am coborât jos, deja erau 3 ambulanțe. Am încercat să aflu de la personalul de pe ambulanțe ce s-a întâmplat, câte victime, ce stare. N-au putut să-mi dea niște informații exacte, îmi tot spuneau mulți, bine, mulți, dar câți, foarte mulți, cât de grav, foarte grav. Ei veneau fără branule, fără absolut nimic. Cei de la ambulanță presupun că n-aveau timp să ne mai facă și manevre medicale și am coborât eu cu asistentă în camera de gardă, nefiind medic de UPU. Am început să prindem branule, să le acordăm primul ajutor și să facem o triere, până a venit primul pacient foarte grav, care trebuia să intru în momentul acela în sală. Am intrat în sală, eram la 2 săli. Rând pe rând, când mai aveam câte 5 minute, sunam după următorul pacient, după următorul. De-abia la 3 săptămâni am aflat că am dat 16 anestezii în 4 ore. A fost un moment în care nu am avut timp să gândesc, nu am avut timp să empatizez foarte mult. Eram ca o mașină care trebuia să muncească. Noi ce vrem de fapt? Noi, părinții. Pe copii nu ne aduce nimeni înapoi. Nu ne mai aduce nimeni. Vrem să nu se mai întâmple. Ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta, trebuie să recunoaștem ceva. Trebuie să găsim unde s-a greșit, dar asta să fie o chestie legală. Nu că recunosc eu din vorbă sau spun eu. Nu. Să vedem unde s-a greșit, vinovații să plătească, clar, și după aceea să existe măsuri de îmbunătățire. Să schimb lucrurile. Ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Eu asta îmi doresc. Îmi doresc ca să nu mai existe un al doilea colectiv, să nu mai fie niciun părinte în situația mea ca să înțeleagă după aia că trebuia făcut altfel. Nu! Să mă creadă pe mine, pe cuvânt, părinții respectiv, și să luptăm să schimbăm ceva. Că nu trebuie să mai trecem prin ce am trecut noi. Nu trebuie să mai treacă altcineva prin ce trecem noi.